Mâna, bine ați venit! Mă, hai bine să ne amețim, ca să zic așa, nu? Două doze! Zică nu e! Ce e, măruță? Băi! Băi, ai nebunit! Bă, să știi că miroase, serios, chiar miroase! Muțule, tu ești? Deranjează, dragă, păi deranjează! N-am descoperit noi apacă, ia uite! Stai că acolo e groasă treaba! Gata! Frumos, elegant! Ce vorbești, bă, băiatule? Peace! Peace, babo, peace! Ca pisica, știi când... Sunt aceleași sau sunt diferite? Ia, yeah, man! La fel, la fel! Ia, yeah, man, ia, yeah, man! Să-l încălzesc! Așa facem noi când vă ascultăm! Auleu, stai așa! Da, sunt la fel! Opa. A, sunt la fel! Da, sunt la fel! Ce mă, cot? De unde va veni, mă? Nu vă e frică, mă? Toate-s la fel! Băi, să fie frică, n-am descoperit noi apa caldă, deși mi-ar fi plăcut. Păi să dar se folosește în parfumerie de foarte mult timp. E adevărat mai mult în zona parfumeriei de nișă. În zona intimă. Ce se folosește? Stai, că n-am voie să... Substanța? Asta cu bisul. Da, mă, în zona intimă. Mugurile THC-ul. Da, mă, e o plantă, e o plantă. Stai, mă, că l-avem pe... Breaking Bad. Este ierbolog. Frate, deci ce aveți voi aici, ok. Dar eu m-am documentat și inclusiv sunt creme. Stai, că prima oară stai. Deci, ce e nasol? Hai, mai iau o doză. Altceva. Taci, mă, e gordea mea. Frate. Se râde cam mult în platou brusc. Aia, nesimțitelor. Ăsta e bun. E bine, e bun ăsta, nu? Asta este noul parfum al meu. Auzi, dar după ce îți dai cu parfumul ăsta, de ce faci ochii mici? Frate! E prea multă lumină la tine. Silvia, stinge, mă, peștilele astea, lasă dracu. Păi, hai vamă! Hai vamă, frate! Eu după ce m-am dat pentru vamă. Noi când am fost ultima oară la tine în emisiune, eu tocmai îți povesteam... Stai că mi-a trimis pământul un mesaj la tine. Nu că și eu, ce jucărie tare am. Agrafă să moară place, în Franța. Frate, da, place. Gata, ne revenim. Mă pregăteam să merg la târgul de beauty din Dubai. Așa. Un târg de frumusețe. Și unde ai pierdut avion. Am și descoperit această... Ai fost? Am fost și acolo am descoperit această aromă minunată. A durat o lună de zile să fie personalizată de ce aromă parfumierii minunată de acolo special pentru noi și să mai fie făcut dată unic. Și mi-a plăcut foarte mult. Pe lângă faptul că are această plantă, cannabis, nota de top, da, are și alte note lemnoase, are și tabaco și cafea. Este un are o notă care lemnoasă și o notă fer. Chiar simt și cui. Da. Da. Și este un parfum foarte unisex, foarte potrivit pentru perioada verii. Mie îmi place foarte, foarte mult. Este foarte puternic. Sincer, eu când mă dau e cu el puternic și mă urc în mașină, Mircea deschide geamurile, pentru că îi se pare că e mult prea puternic. De la Fit For You, nu? Da. Și de la My Geisha. Că scăp parfumul din mână, spar. Deci el deschide geamurile. E un miros puternic. Un da, motiv e un să va alerge și poliția rutieră. Da. Când simte mirosul. Ne dăm de ce ești tăcut așa? Tu nu te-ai dat cu parfum? Nu. Dă-te cu parfum. Da, ea adică cu parfum, primul, auzi. Deci, ca să înțelegeți, eu m-am luat aici să-i fac reclamă la parfum, nici nu mă plătește, nici nu știu ce caut aici. Reclamă, mă, mică. Da. Și nici n-am primit parfum, să știi. Și mie mi-a dat o căcărează de asta, adică, nu mergem mai. Măi, tu ești norocos, eu n-am deloc. Îți dau din a mea. Da. Din căcărează. Nu, că eu sunt în stare să-i dau așa, știi, să vin cu... Vă frecați gâturile? Ca lebedele? Da. Am înțeles. Și... Practic este noul hit al liniei tale, nu? Da, l-am lansat acum două zile. Este aroma pe care noi o propunem pentru perioada verii. Uh-huh. Se află deja la noi pe site și pe paginile de Facebook, da, unde noi ne promovăm produsul. Și e normal că periodic lansăm arome noi. Cu alcool face ceva. Adică, ok, parfumul are alcool de la mama. Mai puțin uleiuri, da. Da. Cu aromă de balveni, de glemorangii. Cu aromă de trufe faceți. De trufe, cu aromă de mosc urmează în aproximativ. Pentru gurmanși, cu aromă de trufe. Cu aromă de cică de prune, nu faceți. Da, bună ideea asta. Da. Știi? Cu aromă de patea între cazan, să aibă și aroma de cazan. Cu reducție de prună. Da. Ne gândim, parfumul, ne gândim, dar eu noi deocamdată ce mai, n-am luat-o ușor cu vin, țuică, reducție de prună și așa mai departe. Ai luat-o direct în, exact.
Da, și mi-a plăcut foarte, foarte mult mirosul, sincer, atunci când l-am descoperit la târg și mi-am dorit să pot să-l aduc în țară. E tot așa, unisex și alții pauză, nu? E unisex, nu? Da, este unisex, da. Atunci ce ai făcut? Ți-ai făcut ceva la buze? Oh, frate, nu te mai dam vileag așa. Trebuie. Ai ceva schimbat, nu? Am ceva schimbat. Te-ai pus fațete? Sunt mai... Ea nu s-a dat cu parfum de aia. Nu știu, dragă, așa te cred că vezi cu altul după ce ai mirosit parfumul, Dan. De la parfum e, Dan. Am înțeles că nu mai stai nici împreună cu... Cu cine? Surioara, nu? Te-ai mutat cu domnul. Mult timp, da. Mergi cu și domnul. Acum stai singură sau? Nu, nu stai singură. Nu, nu, nu stau singură. Cu iubitul grec? Grec? Nu? Cu nu? Iubiții greci. Cu iubiții greci? Nu. Deci nu. Ce nu? N-am prins-o niciodată asta. Băi, am făcut o cheie, dar nu mai... Bine, partea amuzantă e că îl cheamă Grecu, adică... Nu cred. Ba da! Ca și cum pe noi ne-ar chema... Numele de familie! Îl cheamă Grecu și sunt doi frați. Deci, bă, băiatule, deci am și serul adevărului. Da, știi că am făcut ochii mari de, bă, da... Dar ce informație e asta? Ce informație e asta? Da. Nu. Știam că îl cheamă Emil, nu? Da. Emil Grecu. Na. Emil Grecu. Grecu. Emil. Emil nu era și o trupă? Dar nu stai cu trupa, stai cu un băiat. Da, nu, da, stau cu el. Este, da. Solo, da. E bine? Face cu toată trupa. Da. E bine, nu? Da, e bine. E regulă. Dacă e bine, avem parfum, avem Emil, avem așa, avem și Dinata. Dinata. DJ House Kid. Frate, am vrut să fiu așa mai pe... Aia zic. Pe Dinata, adică. Dar n-ai de publicitate, n-ai? Hai să avem și pe băieți, dacă avem Dinata. Nu, că nu cântați acum, mai stați așa puțin, mai să ne mai parfumăm un pic, să ne mai vină cheful de... Hai să te parfumăm și pe... Da, dar păi ce-ți mai, 10 minute plecăm... Cum? Cu Mircea, ce aveți? Ce avem? Mă uit la imaginile astea și mă întreb ce aveți cu Mircea. Păi ce a făcut? Care mă, stai așa că nu mai trebuie. Nu e asta, Mircea. A venit fără vouchere. Nu știu, mă, băi, vezi tu că mă uit. Eu mă uit acolo. Eu știu ce plăcere au fetele din regie. Tu fetele nu s-au parfumat din regie. Dar ce era? Nu, n-am văzut, dar ce imagine? Am adus, am lăsat la Andra și pentru fetele din regie. Uite, e acolo, confirm. Aha, da. Dar ce era pe ecran? Că nu știu, n-am văzut. Ad cu fostul? Da, da. Bă, da, trebuie să moară. La ce v-a venit? Adică de ce? De la ce v-ați luat? Că avem un om nou, avem un om nou acolo. Și el credea că ești în continuare cu Cazar. Da, cu omul vechi. Omul nostru nou credea că ești cu omul vechi. Bravo, da. Bine, luăm publicitate nouă, nu vouă, și revenim.